Ne continuăm studiul despre tot ce ne-a învățat Isus, prin viața lui și prin cuvintele sale. Studiem Evangheliile. Dumnezeu ne-a dat patru Evanghelii pentru a ne spune tot ce ne-a învățat Isus, prin cuvintele și faptele sale. Și faptele sale pot fi un mesaj. Modul în care făcea lucrurile, principiile după care a trăit, cum s-a relaționat față de alți oameni. În ultimul nostru studiu, am privit la cum Isus a umblat pe apă, biruind legea gravitației. Cea mai mare minune acolo a fost când Petru a biruit legea gravitației când a privit la Isus. Prin aceasta ne demonstrează cum putem și noi birui legea păcatului și a morții. Legea gravitației fiind o imagine a acesteia, pentru că ne trage tot timpul în jos, și noi putem să o biruim. Cea mai mare minune de acolo ne învață că și noi putem birui legea păcatului și a morții. Când a început să se scufunde, el doar a strigat, Doamne, scapă-mă! Doar atât trebuie să faci când ai căzut, când ai alunecat. Este important să îl chem pe Domnul, așa cum spune în Matei 14, cu 31, atunci când începi să te scufunzi și nu când ai ajuns la fundul apei. Mulți oameni cer lui Dumnezeu ajutorul și mila lui după ce au căzut de-a de și și-au distrus viața. Timpul în care să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu este când începi să te scufunzi. Vorbind în mod concret, atunci când te confrunți cu o situație deosebită în care să te mâni sau să privești la pornografie pe internet sau orice fel de altă situație și tu încerci să te opui, dar îți dai seama că aluneci, că te scufunzi și atracția în jos e tot mai mare și ți-e frică că s-ar putea să cazi. Atunci e momentul când să strigi, Doamne, dă-mi Doamne, salvează-mă. Cuvintele nu sunt importante, căci Dumnezeu aude strigătul inimital. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, va fi salvat. Aceasta este o promisiune din Scriptură. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Și imediat ce Petru a chemat numele Domnului, spunând, Doamne, scapă-mă. Înainte ca Domnul să îl mustre, el și-a întins mâna. Acesta este modul de a lucra lui Dumnezeu. Te va corecta, te va mustra pentru necredința ta, dar mai întâi te va ține și apoi te va corecta. L-a apucat pe Petru de mână și apoi i-a spus ceva. Nu i-a spus ceva și apoi să-l prindă, căci până ar fi spus Domnul acele cuvinte, Petru s-ar fi scufundat. Deci mai întâi l-a ținut și mai apoi i-a spus puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Vedem aceasta de multe ori în Evanghelia după Matei. Cum Domnul îi mustră pe oameni pentru necredința lor, dar a și admirat credința unora. Care este mesajul pentru noi de aici? Ce vrea Isus să ne învețe din toate aceste situații? Că lucrul pe care îl apreciază cel mai mult la noi este credința. Credința bazată pe cuvântul lui. Dacă Domnul nu i-ar fi spus lui Petru să vină și el ar fi coborât din barcă, aceasta ar fi fost altceva. Din păcate, astăzi mulți oameni fac lucruri pe care Domnul nu le-a spus niciodată să le facă. Ei încearcă să aibă credință pentru lucruri pe care Dumnezeu nu le-a promis niciodată. Și nu e de mirare că se scufundă și își distrug viața. Pentru că ei încearcă să facă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a spus niciodată să le facă. Ei sar de pe acoperișul Templului încercând să proclame vreo promisiune și se prăbușesc rupându-și oasele. Și apoi se miră că nu au fost protejați de Domnul. Domnul nu ne-a promis că ne susține în prostia noastră. Dacă sunt scări până la acoperișul templului, atunci ar trebui să le folosești și nu să sari de pe acoperiș. Și apoi să-i ceri Domnului să te protejeze, proclamând vreo promisiune de asa Deci, aici citim că dacă avem credință bazată pe vreo promisiune a Domnului, sau pe vreo poruncă a lui Dumnezeu care spune, vino și fă lucrul acesta. Poți fi atunci 100% sigur că Dumnezeu îți va da resursele pentru a face orice ți-a poruncit să faci. Îți va da resursele necesare. În fapte 20 este o expresie frumoasă care descrie cuvântul lui Dumnezeu. Aici Pavel folosește o expresie care descrie cuvântul lui Dumnezeu, versetul 32. De acum vă voi lăsa în grija lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Este o expresie minunată pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul harului său, care înseamnă că fiecare poruncă din cuvântul acesta va avea promisiunea harului atașată ei. Asta înseamnă că dacă găsești o poruncă, Vei găsi și harul necesar pentru a împlini acea poruncă. Nu este nicio poruncă în Noul Testament în care să nu ai parte de har. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Este o poruncă. Și harul îți stă la dispoziție pentru a te bucura în Domnul 24 din 24. Dacă nu crezi, asta e altceva. Nu vă îngrijorați de nimic. Și în această poruncă vei găsi har pentru a trăi o viață complet eliberată de îngrijorare. S-ar putea să nu experimentezi pentru că nu crezi asta. Pentru că nu strigi, Doamne, salvează-mă. Nu crezi că Domnul poate face lucrul acesta. Te uiți la circunstanțe, în stânga și în dreapta, ca Petru, te uiți la oameni și te înneci în îngrijorări, în frică sau în cârtire și murmurare și n-ar trebui să ajungi aici. Nu trebuie să trăiești pe acest pământ având o proastă dispoziție, nici măcar o clipă în viața ta. Poți să ai o proastă dispoziție și să te bucuri totdeauna în Domnul? E imposibil. Poți să fii posomorât și deprimat și să te bucuri totdeauna în Domnul? Poți să fii îngrijorat și cu frică și să împlinești porunca care spune, nu vă îngrijorați de nimic? Nu. Care este secretul? Secretul este să privești la Isus, să vezi cum a trăit El, să împlinești poruncile Lui și să te încrezi în El căci El ne dă harul pentru a trăi la acest standard. Este nevoie ca creștinismul să fie provocat în direcția aceasta. Și acesta este un mesaj care lipsește astăzi în creștinism. Matei 14, cu 32. După ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și au zis, Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Isus s-au trimis să dea de în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainelui. Ei nici măcar nu s-au atins de trupul lui, ci doar de haina lui. Și era o putere așa de mare care se transmitea din trupul lui prin haina lui, încât toți cât s-au atins s-au vindecat. Cu alte cuvinte, fiecare persoană a fost vindecată. Toți au fost vindecați. Tot felul de boli teribile. Ochii orbilor se deschideau doar prin atingerea de haina lui, oameni surzi începeau să audă, muții începeau să vorbească, ologii care se atingeau de haina lui începeau să umble, cei cu boli interne și dureri se atingeau de haina lui și erau vindecați. Aceasta era o mărturie dată de Dumnezeu, după cum am spus de multe ori, a faptului că Isus era Mesia. Nu este ceva ce putem repeta și noi. Și nu s-a mai repetat în cei 2000 de ani de creștinism. S-a întâmplat în timpul Domnului Isus și ocazional Dumnezeu a dat puteri supranaturale unor oameni aleși prin suveranitatea Lui Dumnezeu. Dar nici măcar 1% din ceea ce a fost văzut în Hristos. Nu a fost niciodată vreun apostol sau vreun slujitor al lui Dumnezeu care să fie capabil să manifeste puterea aceea de vindecare și minuni care să izvorească din viața și din trupul lui Hristos. Nici măcar unul la nici măcar unul la mie. Deci trebuie să ne smerim și să recunoaștem că noi nu putem face acele lucruri. Și nici nu ne-a cerut vreodată să facem aceste lucruri. El nu ne-a cerut niciodată să urmăm lucrarea sa. Cine a cerut să urmăm viața lui, modul cum a trăit, să ținem minte aceste lucruri. Să mergem la Matei 15, unde vedem că niște farisei și cărturari au venit la Isus din Ierusalim. Ei încercau întotdeauna să găsească greșelile la El și la ucenicii lui. Sunt și astăzi astfel de creștini. Sunt buni învățători biblici, precum farisei. Întreabă-te și tu dacă ești astfel. Dacă atunci când te uiți la cineva cu care nu ești de acord, Fariseii nu erau de acord cu Isus. Ei nu erau de acord cu modul cum făcea Isus lucrurile sau ceea ce predica. Deci, când este cineva cu care nu ești de acord, când asculți pe cineva sau întâlnești pe cineva, întreabă-te dacă acționezi precum fariseii cu Isus. Încercând să cauți vreo greșeală, vreun lucru mic de criticat, să găsești ceva rău, o propoziție pe care a spus-o sau un cuvânt pe care l-a folosit, și foarte adesea vei observa că la rădăcină stă gelozia. Farisei erau foarte geloși pe Isus, pentru că El era foarte popular. Și tu poți fi gelos pe cineva a cărui lucrare este mai eficientă decât a ta, că are mai multă ungere decât tine, că mai mulți oameni îl ascultă pe el decât pe tine și vrei să faci ceva să-l tragi în jos. Sunt mulți farisei de felul acesta astăzi în lume. Și Domnul v spune și vouă, voi sunteți o generație de năpârci. Cum veți scăpa de mânia viitoare? Trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Ele sunt scrise pentru învățătura noastră. Ceea ce putem învăța de aici este nu numai din viața lui Isus, ci și din reacția altor oameni față de lucrarea lui Isus. Multe lucruri pentru salvarea noastră. Numai dacă te interesează. Deci, ei au venit la Isus și l-au întrebat de ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor. Pentru farisei, tradiția din bătrâni era cea mai importantă. Și nu cuvântul lui Dumnezeu, nu inima lui Dumnezeu, nu Duhul lui Dumnezeu, ci datina bătrânilor. Am văzut că și la mulți creștini aceasta este o problemă. Tradiția bătrânilor. Ceea ce a crezut biserica noastră de la începuturi. Unele biserici pot spune, biserica noastră a început acum 100 de ani și asta ne-au învățat pe noi bătrânii. Și asta credem și noi. Tradiția bătrânilor. Dar găsim aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea. Deci, pentru că Isus a rupt tradiția și a spus că cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât tradiția, de aceea l-a omorât. Ei nu l-au omorât pe Isus pentru că a spălat picioarele ucenicilor și nici pentru că a zis să-ți iubești dușmani. Nu l-au ucis pentru că a zis să nu poftești vreo femeie. Ei l-au omorât pentru că a spus că tradiția bătrânilor, care încalcă și contrazice cuvântul lui Dumnezeu, este plină de gunoaie și trebuie să o aruncați trebuie să înțelegeți Duhul Cuvântului Lui Dumnezeu. Deci, datina bătrânilor este un lucru important pentru farisei și, de asemenea, pentru farisei de astăzi. Poți să-ți dai seama în inima ta dacă respecti tradiții omenești fără un fundament biblic și mai ales acolo unde tradiția sau datina contrazice Scriptura. Sunt multe tradiții care nu au nimic de a face cu Scriptura. Poți să le urmezi, dar tradițiile care contrazic Scriptura Trebuie să fie aruncate la coșul de gunoi. Sunt multe lucruri în creștinismul de astăzi care trebuie aruncate la gunoi dacă vrei să-l urmezi pe Domnul. Dacă nu vrei să faci acest lucru, nu vei fi capabil să-l urmezi pe Isus, ci vei urma doar tradiția bătrânilor. Și într-o zi vei sta în fața Domnului și vei descoperi că nu ai ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, ci doar de tradiția bisericii tale. Deci fii atent ca să nu se întâmple așa ceva. Una din tradiții era că ei nu se puneau la masă fără să urmeze ritualul spălării mâinilor. Dar ucenicii nu prea erau atenți la lucrul acesta. Și sus le-a spus fariseilor, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Eu vă spun alte domenii prin care voi călcați cuvântul lui Dumnezeu cu tradițiile voastre. Faptul că ei nu-și spală mâinile ca ritual este un lucru mic. Nu vorbea de igienă aici, ci de o spălare a mâinilor ca ritual înainte de masă, ce se făcea într-un anumit mod, pentru o anumită perioadă de timp, ca să îți speli mâinile dintr-un motiv de igienă. Acesta este un lucru, dar aici era vorba de un ritual religios și de aceea se mirau ei de ce nu îl practică ucenice. Și sus a spus, acesta nu este un lucru important. Voi anulați cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră. De exemplu, acum vom vedea ce ne-a învățat Isus. Matei 15, versetul 4. Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cineva grei de rău pe tatăl sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Știți voi cât de serios lucru este înaintea lui Dumnezeu să vorbești fără respect părinților tăi sau despre ei? Să vorbești de rău pe tata și pe mama. Dacă spui, de exemplu, tatăl meu se închină unor idoli, poate face acest lucru și este un adevăr. Aceasta nu este o vorbire de rău, ci o realitate. Dar când îi învinuiești criticându-i într-un mod rău, aceasta este vorbire de rău și este un păcat în ochii lui Dumnezeu. Și Isus le-a spus: Dar voi spuneți copiilor care ar trebui să-și susțină financiar părinții: Îmi pare rău, cu ce te-aș fi putut ajuta, l-am dat lui Dumnezeu. Wow, ce răspuns spiritual! Dacă Tatăl tău este în nevoie și abia are ce să mănânce și tu ai un salar bun, nu îi trimiți bani să-l ajuți pentru că spui că ai dat lui Dumnezeu? Acesta este un gunoi religios. Și Domnul spune că astfel de copii nu-și cinstesc părinții. Și voi învățați asta. Și astfel ați anulat cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră. Sunteți așa de lacom să puneți mâna pe banii oamenilor, încât nici nu-i lăsați să-și ajute părinții. Aceasta se întâmplă și astăzi. Sunt multe biserici lacome după banii oamenilor încât acestora nu li se permite să folosească banii pentru nevoile legitime ale familiei lor. Noi nu facem așa la noi în biserică. Noi spunem oamenilor, dacă aveți nevoi legitime în familie, Dumnezeu nu este o persoană lacumă cerându-vă să nu împliniți acele nevoi, ci să-i dați lui banii sau lucrării lui. Nu! Aveți grijă de nevoile voastre. Plătiți-vă datoriile, ajutați-vă copiii să primească o educație bună și dă-lui Dumnezeu cu bucurie cât poți să dai. Aceasta este învățătura nou testamentară. Și nu forțând oamenii să dea 10%. Aceasta este tradiție. O tradiție omenească preluată din vechiul legământ. Și ne mirăm de ce iau oamenii din vechiul legământ doar o poruncă, precum plata zeciuieli. Dar cum rămâne cu ținerea sabatului? Să nu faci nicio lucrare, să nu aprinzi focul sâmbăta sau alte porunci precum jerfirea unui miel sau unui ied, ori de câte ori păcătuiești. Toate acestea au fost împlinite în Hristos. Jerfirea mielului și a iedului au fost împlinite în Hristos. La fel este și cu sabatul și cu zeciuiala. Toate au fost împlinite în Hristos. Legea a luat sfârșit. Vechiul legământ a fost anulat. Vezi Evrei, capitolul 8. Noi nu trebuie să plătim zeciuiele astăzi. Adică nu ar trebui să mai dăm lui Dumnezeu? Ai spune. Bineînțeles că poți să dai, cu bucurie și fără părere de rău. Așa zice în 2 Corinteni 9 cu 7. În Vechiul Testament era important cât dai. 10%, ca la impozite. O rată fixă. Așa este impozitul. Îi plăteau un impozit lui Dumnezeu. Dar în nou legământ, relația noastră cu Dumnezeu nu este ca a unui servitor care plătește impozit stăpânului, ci ca o relație dintre soție și soț. Soția nu plătește impozit soțului. Ea își iubește soțul și spune, tot ce am eu îți dăruiesc ție. E ca o relație dintre o mireasă și un mire. Sau vrei ca relația ta cu Dumnezeu să fie ca una din trecut, dintre un servitor și stăpân, plătindu-i lui Dumnezeu impozit? Lasă zeciuiala și spune Doamne. Eu am o relație cu tine în care tot ce am este al tău. spune cât să folosesc pentru mine. Vă puteți imagina un soț care își lasă soția să moară de foame pentru că vrea să ia banii ei? Acesta ar fi un soț rău. Și Dumnezeu nu este așa. Hristos nu este așa. Deci aici vedem un exemplu de tradiție omenească care a fost anulat prin cuvântul clar al lui Dumnezeu din 2 Corinteni 9 cu 7, care spune că Dumnezeu iubește pe cine dăruiește cu bucurie și nu trebuie să dăm cu părere de rău. Să nu dai pentru că cineva te forțează să dai. Lucrul acesta a fost anulat de predicatori și pastori lacomi. Dar cine vorbește despre aceasta? Dacă cineva predică din acel verset, pastorii și predicatorii vor sări pe el, spunându-i că este eretic. Și dacă ți-e frică de aceasta, nu vei putea fi niciodată slujitorul lui Dumnezeu. Aceasta este aplicația din zilele noastre moderne. Tu spui că dai lui Dumnezeu și nu-ți ajuți propria familie. Iisus spune că ai anulat cuvântul lui Dumnezeu cel care nu poartă de grijă familiei sale. 1 Timotei 5 cu 8 și mai ales de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Trebuie să știm aceste versete din Scriptură, pe care mulți dintre pastori nu vi le va spune. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, Matei 15,8, când a zis, Norodul acesta se apropie de mine cu gura, și mă cinstește cu buzele. Spun lucruri frumoase cu buzele despre mine. Dar ei nu știu scripturile, nu știu ce spune cuvântul meu și inima lor este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei. Ei spun că vin duminica dimineața la laudă și închinare, dar ce fac după aceasta? Ei dau ca învățături niște porunci omenești. Ceea ce îi învață omul sau vreun predicator de la Amvon. Ceva ce nici măcar nu se găsește în Noul Testament. Aceasta practică ei. E așa de adevărat și astăzi acest lucru. Trebuie să aplicăm aceste versete la viața noastră de astăzi și să învățăm tot ce ne-a învățat Isus. El ne-a învățat să renunțăm la tradițiile omenești care anulează Cuvântul lui Dumnezeu. După cum am spus, sunt multe tradiții care nu sunt în conflict cu Cuvântul lui Dumnezeu și e ok. Dar atunci când o tradiție intră în conflict cu Cuvântul lui Dumnezeu, Trebuie să fim gata să stăm împotriva rudelor, a liderilor de biserici, a tuturor spunând, eu nu voi face acest lucru, pentru că este o autoritate mai mare decât tine, mamă și tată, o autoritate mai mare decât tine, pastor, predicator, preot, și acesta este cuvântul lui Dumnezeu, cea mai mare autoritate din tot universul. Și eu voi asculta de el, nu de tradițiile din biserică ajunse la noi de-a lungul secolelor. Deci aceasta este ceea ce Iisus ne-a învățat. Și noi trebuie să facem așa și să învățăm și pe alți oameni tot ce ne-a poruncit. Și să spunem că tradițiile omului pot să anuleze cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6. Aceste lucruri i-au făcut pe farisei să se mânie și l-au numit pe Isus Domnul Dracilor. Și acestea sunt lucruri care îi fac mânioși și pe mulți lideri creștini, învățători ai Bibliei și predicatori fundamentaliști, care au fost la o școală biblică, pentru că li se dă pe față învățătura lor falsă și este expusă lăcomia lor. Și ei te vor numi și pe tine, Berzebul, Domnul Dracilor, etc. Dacă l urmezi pe Isus, nu te va deranja deloc lucrul acesta, ca apa de pe spatele unei rațe. Vei merge înainte stând în picioare pentru ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci și vei continua să proclami adevărul. Așa ar trebui să fie. Versetul 10. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, Ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Erau multe legi în Vechiul Testament, mai ales în Leviticul 11, care spuneau nu poți să mănânci acel tip de carne sau felul acela de mâncare, etc. Toate acestea erau menite să-i învețe pe oameni principiul separării de păcat. Pentru a fi sfințit, pus deoparte față de păcat. Erau și legi precum nu purta haine făcute pe jumătate din in și jumătate de lână. Nu e nimic păcătos în ziua de azi să porți haine din diferite materiale. Dar Domnul vroia să învețe principiul separării și principiul de a sta departe de ce este necurat. Și pentru a pune acest lucru în mintea oamenilor, a spus să nu mănânci anumite tipuri de mâncare, anumite păsări, anumiți pești, anumite animale. Nu mâncați din carnea lor. Noi am putea lua aceasta și să facem o lege din ea. Și sunt oameni care fac lege din aceasta. Ei spun, nu bea cafea, nu mânca carne de porc și alte lucruri de felul acesta. Dar Domnul spune, nu ceea ce intră în gură spurcă un om. Legi cu privire la lucrurile acestea mărunte. Dar nu aceasta e problema, ci ceea ce iese din gură îl spurcă pe om. Acum tu poți lua acest cuvânt și să-l folosești greșit. Poți să-l citezi greșit chiar pe Iisus Hristos. Sunt oameni care iau droguri, care le fac rău și pot spune, Iisus a spus că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om. Și așa este. Când iei un drog, nu te va afecta spiritual, ci îți va distruge trupul, te va omorâ, ca și cum ai lua o travă. Deci nu folosi greșit cuvântul lui Dumnezeu. Iisus nu a spus că nu îți va face rău trupului, ci că nu te va spurca spiritual. Dar ce ne spurcă spiritual? ceea ce iese din inima noastră. După cum am mai spus, din prisosul inimii vorbește gură. Deci, nu ne spurcă ceea ce mâncăm. Ne poate provoca probleme digestive dacă mâncarea nu e bună. Dar ceea ce ne spurcă spiritual nu sunt aceste evitări ale anumitor feluri de mâncare ca ritual, și nici mâncarea gerfită unui idol, pentru că un idol este doar o bucată de lemn sau piatră și nu are nicio valoare ci ceea ce iese din inima noastră ne poate spurca, căci din inima ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări și tot felul de lucruri ca acestea. Apoi au venit ucenicii și au spus, știi că farisei au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit? Deci farisei s-au simțit jigniți pentru că Isus a vorbit așa de mult împotriva tradițiilor. Ei chiar l-au urât pentru asta. Și în cele din urmă, aceasta i-a făcut să-l omoare. Și când au venit ucenicii, i au fost deranjați când au văzut că farisei erau foarte mânioși pe Isus, pentru că predica împotriva tradiției. Și au venit la el și au spus, Doamne, ai grijă că farisei sunt foarte mânioși pe tine și îți vor face ceva. Iar Isus a spus, Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Dacă urmezi o tradiție pe care nu a pus-o Dumnezeu în cuvântul său, într-o zi va fi smulsă. Și tu ți-ai risipit viața urmând ceva ce Dumnezeu nu a zis niciodată, ce Dumnezeu nu a plantat niciodată. Dacă încerci să ai credință pentru ceva ce Dumnezeu nu a promis niciodată, vei fi frustrat. Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Dacă faci o lucrare pe care Dumnezeu nu ți-a spus niciodată să o faci, într-o zi va fi smulsă. Toată lucrarea ta va fi smulsă. Caută-L pe Dumnezeu să vezi dacă ceea ce faci este ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci sau nu. Apoi Isus a spus, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbi și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Este foarte important, dragi frați și surori, să nu urmați lideri orbi. Și cine sunt aceștia din context? Liderii orbi sunt aceia care țin tradițiile și nu cuvântul lui Dumnezeu. Cine sunt liderii care văd? Aceia care văd cuvântul lui Dumnezeu și îl urmează. Deci fii atent la ce fel de conducători urmezi, pentru că vei ajunge unde ajung ei. Dacă ei vor fi într-o groapă, Vei ajunge și tu unia. De aceea, să fim atenți ce fel de lideri urmăm, dacă ei ne arată ceea ce este în Cuvântul lui Dumnezeu sau în tradiții omenești. Vom continua studiul în episodul următor.